exercițiul trecut, cum a fost culoarea, cum a fost? Prin? Suprapunere. Prin suprapunere. Dar acum exercițiul următor va fi pe umeri. La început desenăm cu creionul sau cu pensul așa, schematic, la studiu. De exemplu, un peisaj local. Dealule, undeva aici, undeva un drumuleț așa merge, schematic, da? Așa, o căsuță aici undeva. Aici un gard, aici încă o căsuță undeva, un sat și am pus schema. Am schițat lucrarea. Acum ce facem? Luăm puțină apă cu o pensulă mai mare, da? Și umezim, dar nu mult, mult apă, da? Așa? Numai umezim. Așa. Poate de scos. După asta luăm culoarea rece. Culoarea rece. Da. Și punem, de exemplu, așa. Vedeți? Așa. Da, ăsta e cerul. Și un pix. Așa. Și noi facem și noi. Așa. Aici de acum s-au redat noi. Planul 2 la noi, ce idealul, și el la distanță este rece, da? Planul 2 este mai rece. Aici nu am făcut. Planul 2. Cu cât mai aproape, cu atât mai caldă, corect. Începem să trebuie să așa. Pentru în acuarelă nu punem culoarea albă, dar lăsăm hârtia. Da. Ce se poate de manevrat, da, așa mi s-a dat. Și așa, în poziția asta, așa. Așa, asta, pentru că... Așa, ați văzut, da? Și, aici, cu greu mai aproape, facem mai cald. Un lanț de grill. Da. Mai nimic. Drumul care s-a spus aici s-a sat, o să vede. Așa. Da. Așa, prin mai luat, unde se adună. Da, drumul când să-l facem așa. Asta pe unii. Vedeți cum se lucrează pe unii? Așa. Bă, ce niște oameni acolo. După asta, să uitiți cum ați văzut figurile de oameni, da?
Dacă nu-mi place ceva, îl scoate un pic din el. În proces mă împirmic. Poate fac și un acoperiș, mai ros. Oare, cum dă voia că aici este o casă cu acoperiș mai ros. Umbră la chesuțe. Cam așa. Așa, cam un peisaj. Ați văzut, da? Asta e ciudă. Vedeți? V-a plăcut? Vreți să pictați așa? Da! Veniți la liceu? Iaca, aici scoate albine, așa este. La început eu n-am înțeles ce vreți face. Asta și-a fost secretul, că voi stați ochi și urechi. Acum toți vă așezați și faceți ce doriți voi din tehnica aceasta care v-am prezentat. Ok? Lucrați măcar pe toate, care doriți.